Acest suport se numește Karat Case și este realizat special pentru cărți de joc. Totul este făcut dintr-un plastic foarte gros, iar fața vine jos cu magneți. Bam! Iată de simplu. Gata, ai intrat, ai acces la cutii. Uite cât de gros este plasticul. Îl pui înapoi. Bum! Sare la loc. Gata. Dar ce te faci dacă nu ai 4 cărți? Nu mai întreaga colecție Harry Potter. Ei, dacă ai doar 2, cum ar fi această colecție DMC, ei au și pentru doar 2 pachete de cărți. Cutia este complet transparentă, aceeași poveste la toate, se dă jos fața, 4 magneței micuți, o pui la loc, gata! Uite cât de bine arată! Dar dacă vrei să ții acel un pachet care este cel mai important pentru tine, să știi că este Karat Case și pentru un singur pachet de cărți. Adică, uite, aici se poate vedea foarte bine cât de gros este plasticul, acest plastic transparent. Uite, dacă ai un pachet rar, cum este acest Memento Mori holografic, îl poți ține aici. Da? Fața se ia jos, tot așa, cu magneței, o pui la loc și gata. Dar, dacă ai un pachet special, cum este acest Captain America, care este mult mai mare și mai gros față de un pachet normal. Și acesta are un case, după cum bine vezi. Ai scos case-ul, ai scos pachetul. Bam! Gata! Ai terminat, l-ai pus la loc. Dacă pe lista ta se află mai mult de 4 pachete, îți recomand acest Karat Case de 6 pachete de cărți. Fața vine jos și în interior poți să-ți pui separatoare, care vin pe 2 grosimi și mai mult decât atât, fiecare Karat Case vine cu un set de 4 piciorușe care fac case-ul să stea un picuț mai sus și totul arată super elegant. Și în cazul în care te întreb, da, există Karat Case și pentru o singură carte de joc. Dacă ai o singură carte specială, să știi că există un case și pentru ea. Dar dacă vrei să descoperi toate Karat Case-urile, te invităm direct la noi pe shop. Să ai o super zi, pa!